Oprește lumea la cafea, se aude tare. Doamne, ce mi-a plăcut cum ați luat curba aia, Dumnezeule mare! Să știți că Florin aici este expert când vine vorba de canale și tot ce înseamnă Delta Dunării. Aici unde suntem? Aici suntem pe canalul Sidor. Dacă veniți în Delta Dunării, nu trebuie să ratați una dintre rezervațiile naturale strict protejate, Letea sau Cara Orman. Noi acum mergem spre Letea. Canalul ăsta este construit artificial, se vede nisipul, pentru că grindul Letea a fost cândva sub apă. Deci este nisip. Iar de fiecare dată când trec pe aici, am impresia că urmează să coboare repede un aligator sau un crocodil de pe mal. Când vin în excursia asta, chiar le spun turiștilor că, într-adevăr, costă mai mult pentru că trecem puțin și prin Africa. Iar caii aceștia despre care tot am auzit noi lucruri, cum tot, au apărut? Tot în, din totdeauna, pe, în rezervație, din totdeauna au fost cai. Dacă o să mergeți acum în Sulina, o să vedeți caii de la Letea care au ajuns prin Sulina. Pentru că ei știu să înoate și în loc să existe bătăi între cai pe teritoriu, se duc, migrează în zonele liniștite unde găsesc de asemenea hrană cum găsesc și aici pe grindulete. Mai bine schimbăm cartierul decât să stăm aici, să împărțim aceeași. E vorba și de mânji, e vorba și de mânji, în primul rând, pentru că mânjii, când ajung la maturitate, ei practic sunt excluși din grup, din grupul din care a crescut, și atunci ei se duc și curtează femele din alte grupuri și pleacă cu el. Ei, hai că pe asta n-am mai văzut-o până acum. Ia uitați ce mașină mă va duce cât mai aproape de acei căluți năzdrăvani și frumoși. Gata. Hai să mergem. În momentul de față suntem pe grindulete în satul Letea. Pe grindulete sunt 5 sate. Un sat de români, unul de ucrainieni și 3 de ruși. Noi suntem acum în satul de ucrainieni. E, asta e bună. Ia uite că am ajuns să vizitez casa cailor. Serios. Și dacă ne întoarcem puțin după casă, o să vedem și locatarii casei. Este turma asta de cai cu 2 cai albi. Dumnezeule mare, dar ce mă doare stomacul de la buțâia la aia, Doamne, dar a meritat pe deplin. Haideți să facem cunoștință cu acești cai minunați care fug de noi. Nu plecați, nu plecați! Am venit să vă cunosc! Nu fugiți de noi! Am ajuns și în rezervația naturală strict protejată Letea. Sunt 2850 de hectare. Noi suntem acum la umbra unui stejar. În majoritate, pădurea Letea e formată din stejar. Stejar care nu este tipic pentru Delta Dunării. Pădurea Letea este considerată o pădure tânără, având în jur de 5-600 de ani. Este și un loc minunat de unde putem urmări cai. De aici se văd, știți cum? Perfect! Conform ultimului recensământ din anul ăsta, din februarie, sunt în jur de 950 de cai. Vorbește lumea.